Ia uite ce, Georgica. Secretele. Secretele, a? Mă, tu vrei să... Tu ești șeful ei? Tu i-ai dat banii? Nu sunt șef, dar... Mergem și noi, ne mai plimbăm seara. Cu, tu la cu cine? Țară, frumos. Tu, tu cu cine? Auzi, pe tine cine te chinuiește noaptea? Păi de ce credeți că m-am băgat? Păi de ce să cred că te-ai băgat? Pentru doamna Mioara, că ne plimbăm amândoi și, și mie mi-e somn și ea e obosită. Ia spune, doamna Mioara, este adevărat sau nu? Da, da, da. Mă, tu, tu... Ați văzut? Tu, tu petreci cu Mioara noaptea? Da, așa, plimbări de noapte, nu altceva, atât. Georgele? Mioaro? Noaptea, voi... Nu, nu e ceea ce credeți. No, sunt chioară, ce naiba? Vă văd pe amândoi în dulap? Eu vă văd pe amândoi în dulap ascunzându-vă și eu... Na, nu, nu e ceea ce vedeți. Eu m-am ascuns astăzi în spate. Da. Și eu sunt obosit puțin. Dar ce vreți să... Băi, 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 ce vreți să-mi spuneți? Nimic. Am spus că să iau apărat. Vezi că și mie mi-a bărbată mi-o apărarea. Noaptea. Acum... Da, doamna Ioana. E cu finanțele. Ăia de acolo, de la... Ăia de acolo, da. Că prea imediat a luat cuvântul când... Mai ales noaptea. Mai ales. Da. Dar încă n-a venit noaptea. Va veni? Așa că, Mioaro, ia zi pe zi așa. Ce operații vrei să-ți faci? Mini-lifting. Mini-lifting? Ce e aia mini-lifting? De după ureche. Deci, ia, dați un cadru pe mine, da? Ia. Așa, și mai ce? În sus? Păi, dar nu, mă, nu vin în jos. Așa. În sus, mini-lifting. Am înțeles, mi-i zi altul. Da. Zic că acum am mini-lifting, zi și pe celălalt. Ce mai vrei să-ți faci? Și două silicone. Hai. Dragă, da. Îmi zic ceva de dulce, fetele de la machiaj. Eu dacă aș fi în locul tău, mi-aș comanda 4 bucăți de silicon, pentru că mi-aș pune... 4 ce? Am crezut că... De silicon. Am crezut să-mi comand 4 scânduri. Tai, dragă, tai, dragă. Păi aș vrea așa 2 ca să am pe ce mi-așeza mâinile. Și 2 ca să mă așez pe moale tot timpul. Și când mă așez, și când mă așez, să fac așa. Hai mă că, nu serios, eu n-am nimic cu femeile care își fac, dar sigur... Nu, în serios, ce să te... Sunt bune, doamna Gabriela, câte o intervenție din asta, am avut o varice, 30 de ani. Lasă-mă cu varicele. Am făcut-o. Că aia e cu totul altceva, e o chestie de necesitate. A fost. Adică îți și recomandă medicul, că am înțeles, doamne, m-a păzit tot Dumnezeu de așa medic. Ceva, dar înțeleg că dacă ai asemenea probleme, îți și recomandă să-ți faci operația aia, să scoți varicele afectate, pentru că există și complicații. Da, e o chestie medicală, o înțeleg. Doamne ferește, dacă o femeie a pățit ceva și a rămas fără un sân să-și pună un implant, înțeleg. Dar să spui 2 bidoane pe care să-ți odihnești mâinile, iertați-mă, dar... Așa vor bărbații, să știți. Măi, voi ați stat de vorbă cu bărbații? Eu cred că voi nu stați de vorbă cu bărbații. Voi visați noaptea exact cum spui tu, că-ți vine inspirația ta. Și noi stăm noaptea și ne inspirăm așa și ne gândim, așa le place bărbaților. Eu cred că ar trebui să-i mai întrebi pe bărbați și să vezi dacă e așa sau nu e așa. Bărbaților, vă place cu silicon sau fără?
Cum vă place? Ia să auzim. Natural. 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 Ia auzi, ia auzi, natural. Și asta a fost pusă ziua, nu noaptea.